datele de certificare, modă de ce 79, tehnică aflată în dotarea pantalonului 17 cercetare de asa. Tabăl de cercetare este un reprimit anumită cu tracțiune integrală, 4-4, atingut, copizată, apă cu ajutorul microjet, având diploma viteza maximă de 1 km de oră de apă și 85 de km de uscat. În partea frontală a autoderii se află un produs cu valuri scoate și placa spargerală pentru încasarea de apă. Aruncătoare de calibru 82 mm, pe cele trei transportare de amplitudini date, numărul C79, sunt cele trei transportare de amplitudini date, aparținând batalionului 118 în materie de aruncători transportabili. Deci, aruncătorul de calibru 82 mm este destinat pentru a sprijini cu foc sub unitățile de infanterie, vânători de munte, desant parașutare și alte formațiuni. Urmează trei aruncătoare de calibru 120 mm, mijloace ce se află în dotarea batalionului 115 infanterie, dragomitanții banii noștri. Acestea sunt tratate de o altă variantă. Aruncătorul este o mijloace de călătorie care se închide pe regulă, trage o călătorie indirectă, antiaeriene de calibru 2x30 mm din cadrul batalionului 55 apărare antiaeriană din Vești, tractată de autocrinare legată. Tunurile antiaeriene sunt piese de artilerie de calibru mic, 2 țări.